probabilitatea este destul de mare ca pe viitorul rezonabil previzibil, jumătate de an, un an, 2 ani poate, ceva din asta, inflația să fie peste targeturile stabilite. Targeturile țărilor mari sunt undeva în jur de 2% sau puțin sub 2%. Deci peste înseamnă un 3, 4, 5, nu știu, ceva de genul 100%. Ok, hai să luăm cu începutul. Treaba asta cu inflația ar putea să sau va afecta companiile care sunt destul de îndatorate. Pentru că o inflație mai mare va însemna dobânzi mai mari, la credite și mai departe. Din fericire, companiile listate la Bursa de Valori București nu sunt atât de îndatorate, adică ele sunt undeva în medie la în jur de 30% grad de îndatorare, ceea ce este foarte bine. E foarte bine. Da, să le spunem celor care nu cunosc ce înseamnă. 60% e rezonabil, da. Okay, e plaja, dacă vrei, de jos a eficienței, în sensul că există statistici că dacă ești sub 60% îndatorat, practic sacrifici un pic viteză, deci ești cumva supraprotejat, pentru că dacă ești foarte puțin îndatorat, care e logica? Ziceam, am un business și business-ul meu merge bine, nu știu, produc ce produc și merge bine. Ok. De ce să nu iau eu niște bani ca să produc mai mult din ceea ce produc, ca să vând mai mult și per total să am un business mai mare? Și atunci, dacă banii sunt foarte ieftini, dacă mie merge foarte bine business-ul, e în esență un, se cheamă cost de oportunitate. Adică aș putea să fac mai mulți bani dacă aș lua un pic de împrumut ca să accelerez afacerea. Există probleme dacă mă supraîmprumut, evident, dacă supraabuzez de el, nu e bine. Dar dacă eu mă împrumut un pic, nu foarte mult, atunci teoretic accelerez cu un risc foarte, foarte mic sau nesemnificativ aproape. Iar limita asta de, să zicem, dacă ești sub 60% din capital datorii, practic ești un pic, hai să zicem, există un cost de oportunitate, adică ai putea să mai accelerezi un pic business-ul, dar nu o faci. Știi ce se întâmplă? Majoritatea companiilor de la BVB nu au o strategie agresivă de dezvoltare. Și neavând această strategie agresivă de dezvoltare, din acest motiv nu au nici aceste costuri foarte mari cu dobânzile. Da? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, spuneai tu de povestea cu inflația de 3-4-5%. Din ce am înțeles, noi am avut la începutul lunii mai, am avut un eveniment legat de evoluția piețelor internaționale, realizat de site-ul bvbescu.ro, al cărui fondator sunt, și discutând despre inflație acolo, am pus următoarea întrebare. Ok, Fed-ul și ECB-ul spun că deocamdată nu trebuie să ne îngrijorăm. Și da, că putem să tratăm inflația așa, vedem ce se întâmplă și o ținem sub observație. Ce se întâmplă, sau există posibilitatea ca, ținând-o așa sub observație, să nu intervenim la timp și atunci când ne dăm seama să fie prea târziu? Și răspunsul a fost că s-ar putea întâmpla și așa ceva.